Urmează știrile Smile FM, prezentate de Cătălin Sâmpetru. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui au desfășurat în luna decembrie 2022 activități specifice urmărind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă. La nivelul județului Vaslui, în activitatea de control din domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate un număr de 90 de controle. Din cele 90 de controle efectuate, 88 de controle au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. În urma verificărilor au fost sancționați 12 angajatori, fiind aplicate 13 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor în luna decembrie este de 133.000 de lei. Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 195 de măsuri de intrare în legalitate, a explicat Gheorghe Chirvase, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui. Finalizarea construcției unei piețe agroalimentare în orașul Negreș și recepționarea investiției au determinat autoritățile locale să treacă la o nouă etapă de implementare a proiectului. Este vorba despre repartizarea spațiilor comerciale către producători agricoli din zonă și către micii comercianți. Spațiile scoase la licitație sunt pentru activități permanente, sunt amenajate complet, au căldură, aer condiționat, energie electrică și rafturi. Tarabele și boxele, vitrinele de vânzare pentru carne, lactate și pește vor fi atribuite conform regulamentului aprobat de Consiliul Local Negreș și nu fac obiectul acestei licitații. Pentru informații suplimentare și vizitarea spațiilor scoase la licitație, vă puteți adresa primăriei Negrești, compartimentele investiții sau juridic, a spus Cristi Rusu, primarul orașului Negrești. Reamintind că după ce obiectivul de investiții a fost blocat timp de 6 ani, primăria Negrești a reușit să semneze în data de 6 decembrie 2020 un contract de execuție a restului de lucrări. Restul de executat s-a ridicat la suma de 2,6 milioane lei. Guvernul va acorda un sprijin de 1400 de lei în două tranșe de 700 de lei fiecare în lunile februarie și septembrie pentru ca populația vulnerabilă să își poată plăti facturile la energie. Ajutorul poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum gospodărie vulnerabilă. Conform ordonanței numărul 166/2022, de această măsură vor beneficia următoarele categorii de români: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă, și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Persoanele, copii și adulți încadrate în grade handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, familii și persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat. Creșterea salariului minim pe economie a dus și o creștere a prețului pe care românii trebuie să-l plătească dacă vor să își cumpere ani de vechime pentru pensia de stat. Persoanele care se apropie de vârsta de pensionare și nu au atins stadiul minim de cotizare mai pot cumpăra vechime și în acest an, potrivit ordonanței de urgență a Guvernului 163/2020. Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anterior lunii încheierii contractului de asigurare în care persoana nu a realizat stadiul de cotizare sau stagiu asimilat cu stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. Se menționează în actul normativ. Contribuția lunară se calculează în funcție de salariul minim pe economie. Cum de la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe țară este de 3.000 de lei, contribuția lunară la sistemul public de pensii crește de la 638 de lei, cât era în 2022, la 750 lei în 2023. Astfel, contribuția la sistemul public de pensii va fi de 9.000 de lei în acest an. Banii pot fi plătiți toți odată sau eșalonat după încheierea unui contract cu casa de pensii. Pot fi cumpărați până la 5 ani de vechime în muncă până la data de 31 august.
Ieri, primăria Basului a găzduit predarea amplasamentului pentru realizarea obiectivelor proiectului de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transport public de călători, finanțat în cadrul programului operațional regional 2014-2020. În valoare de peste 100 de milioane, prin proiect se vor realiza trasee pentru troleu pe trei direcții, strada Ceramicii, strada Metalurgiei, șoseaua Bacăului cu întoarcere după CFS, strada Traian Castanilor cu întoarcere la lacul Delea, strada George Doja până la Cochet. La ședința de lucru au participat și reprezentanții ai furnizorilor de utilități și de cablu din municipiu, întrucât concomitent cu aceste lucrări se va realiza și montarea în canale tehnice subterane a cablurilor existente în prezent pe stâlpii de iluminat public din oraș. Prezent la activitate, primarul municipiului, inginer Vasile Pavel, a reiterat necesitatea creării de noi stații pentru transportul public de călători din municipiu, modernizarea stațiilor existente și introducerea unui sistem inteligent de e-ticketing și monitorizarea flotei auto, se arată într-un comunicat al primăriei municipiului Vaslui. Pentru a celebra Ziua Culturii Naționale și pe luceafărul poeziei românești, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui pune în scenă la Vaslui spectacolul Eminescu și gândurile lui în regia Ramonei Ananie, actrița teatrului Victor Ion Popa Bârlad. Spectacolul are două reprezentații, una pentru publicul bârlădean, care a fost susținută deja duminica trecută pe 8 ianuarie 2023 la ora 12 pe scena teatrului Victor Ion Popa din Bârlad. Cea pentru publicul vasluian va avea loc pe 13 ianuarie la ora 11 la Centrul de Afaceri Vaslui. Actanții proiectului sunt 15 copii din Bârlad, membri ai Centrului Educațional IES. Legea care înăsprește sancțiunile pentru depozitarea ilegală a deșeurilor a fost promulgată la sfârșitul săptămânii trecute. Noua lege implică și noi obligații pentru primăriile orașelor din România, dar și pentru cetățeni. Înăsprirea legislației naționale de mediu urmărește tendința generală din Uniunea Europeană și vine pe fondul unui fenomen nociv extins în toată țara: depozitarea ilegală a deșeurilor pe câmpuri, în râuri și lacuri și păduri. Mai mult, în ultimii ani a proliferat obiceiul arderii deșeurilor, ceea ce duce la o poluare rapidă aerului. În ceea ce privește situația din județul Vaslui, în ultimii ani Uniunea Europeană a investit peste 40 de milioane de euro pentru a pune la punct un sistem integrat de management al deșeurilor, astfel încât gunoiul să nu mai fie aruncat la întâmplare. Odată cu acordarea acestor fonduri, Uniunea Europeană ne-a trasat și câteva ținte. Una dintre ele stabilea ca la finalul anului 2021 procentul de colectare separată a deșeurilor în județul Vaslui să atingă procentul de 50%, iar la finalul anului 2035 să urce la 65%. În prezent, niciunul dintre cele 86 de unități administrativ-teritoriale nu a atins această țintă, colectarea selectivă a gunoaielor din județul Vaslui învârtindu-se în jurul procentului de 1%. Comstar și Iva Cec Vaslui participă în perioada 11-15 ianuarie la Cupa Unirii la minifotbal, turneu ajuns la cea de-a 15-a ediție. Cele 25 de echipe sunt împărțite în 7 grupe de câte 3 și una de 4 formații. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în optimile de final ale Cupei Unirii, iar formațiile clasate pe locul 3 vor continua întrecerea de la Iași în cadrul memorialului Mihai Dănilă. Comstar Vaslui se află în grupa E alături de Premier Iași și CTC Iași. Vasluienii vor intra în competiție vineri, când au program ambele jocuri din grupă. Primul va fi cu Premier de la ora 18:40, iar al doilea cu CTC Iași de la ora 21:30. Iva Cec a fost repartizată în grupa C, iar vineri 13 ianuarie de la ora 14 are programat primul joc cu Sporting. Al doilea meci al grupei se dispută de la ora 18:50 cu HTR. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM. Demi Lovato. Hey, this is Dua Lipa. Hey, yo, it's DJ Khaled. This is Smile FM.